când atunci, în seara cinei, Doamne, Tu, învățătorul, chiar și Iudei vânzătorul i-ai spălat supus piciorul și ai șezut cu el alături și ai mâncat cu el o pâine, ne-ai dat pilda umilinței ce pe veci de veci rămâne. Că oricine ar vrea pe lume printre ai tăi să fie mare, să slujească tuturora, mai smerit ca oricare. O, dar azi câți ucenici sunt înălțați și în bogăție, cum pot ei sluji pe alții dacă nu-ți slujesc nici ție? Cu 30 de arginți pe Iuda când l-a amăgit soborul, pentru dânsii s-a făcut el din apostol vânzătorul. Dar apoi, mustrat de gândul care nu-i voia să tacă, sub povara deznădejdii, el s-a spânzurat de-o cracă. În acele zile, Doamne, pofta de arginți flămândă, doar pe unul din apostoli l-a învins ca să te vândă. Astăzi însă, câți din trânsii, având punga în veac săracă, gata sunt în orice vreme și pe un preț mai mic să o facă. Și-o fac liniștiți aceasta, fără să simtă barem truda și mustrarea conștiinței ce a avut-o pân și Iuda. Când sub greutatea lumii a sudai în Ghețimanii, bând paharul greu al jertfei și așteptând supus dușmanii, Tu purtai povara singur și durerea cea amară. Cei apropiați, Iisuse, liniștiți dormeau afară. Ca atunci, Tu înduri și acum singur și din greu amarul, căci în loc să se micească, tot mai mare e paharul. Și pe mii de cruci, când iarăși lumea-i gata să te așeze, vai, cum dorm și câți aceia puși de Tine să vegheze! Când erai pe cruce, Doamne, sus, pe vârful căpățânii și scuipau spre Tine în hule arhiereii și bătrânii, trecătorii și soldații și noroadele haine, tot a mai rămas un prieten, un apostol lângă Tine, o dovadă a iubirii și un martor spre osândă lumii ce-a însetat de sânge și de omor a fost flămândă. Astăzi însă, când te scuipă mii de buze criminale, când potop se înalță ura până la poala crucii tale, o, alăturea de Tine în aprigonirii cuie dintre ai tăi atât de adesea, azi, Iisus, niciunul nu e. În slăvita dimineață când ai înviat, Iisuse, te așteptau cei dragi cu lacrimi și cu bucurii nespuse. Te așteptau nedespărțiții, Magdalenele, Zacheii și pescarii tăi de oameni de la Marea Galilei. Astăzi însă, vai, adesea printre noi, a ta înviere, numai Iude o mai așteaptă să te vândă cui te-ar cere. Numai Ane și Caiafe să te chinuie în durere, numai mâini să te lovească, numai cruci, oțet și fiere, numai buze să te scuipe, numai guri să te hulească. Asta ți-e recunoștința, crudă gloată creștinească. O, voi toți creștini de forme, de paradă și de nume, ce aveți sfânta datorie de a-L sluji pe Domnul în lume, ce răspundere uriașă veți avea la judecată pentru lumea asta întreagă, ce-o lăsați întunecată, să se piardă în rătăcire de Hristos înstrăinată, fără să-I arătați lumina cu viața adevărată, fără să-I dați o mărturie prin viață și prin faptă, că trăiți în curăție și cunoașteți calea dreaptă, căci în loc de apostolie și lucrarea cea curată, voi, trăind în fără de lege, faceți slujba vinovată, pentru care nu-i uitare, nici iertare, niciodată. Voi vă pierdeți,
răul crește, iadul râde și petrece. Când veți înțelege oare? Căci ceasul 12.